Se audă că George Simeon uh, a adoptat o strategie extrem de uh, ingenioasă să sprijine chiar uh, cu ajutorul unor voturi uh, intrarea în Parlament uh, a Dianei Șoșoacă cu partidul ei, uh, deci atingerea unui prag de 5%, în ideea că uh, Diana Șoșoacă... Uh, și partidul care ar urma să intre în Parlament poate să preia toată încărcătura negativă care până acum se decontează de către aur, ca imagine, ca imagine în plan național și ca imagine în plan internațional și astfel aur să devină un partid și mai fragmentabil decât este astăzi ca astăzi, deja Aur devine un partid frecventabil.